Guvernul nu a mai plătit factura la curent de, atenție, 6 luni. Oficialii de la Palatul Victoria recunosc totul. Avem și documentul civil, prezentăm imediat. Care este explicația, însă, întâi ne spune Alex Vlădescu. Alex. Bună ziua, Gina, bună ziua, doamnelor și domnilor. Răspunsul este foarte simplu. Cei de la guvern au trecut la un furnizor de ultimă instanță, Hidroelectrica în acest caz, care nu a emis facturile din luna aprilie și până la finalul lunii septembrie, deocamdată pentru această perioadă, pentru guvernul României. Prin urmare, ultima factură achitată de către executivul Ciucă este cea din luna martie anului 2022, în valoare de 125.000 de lei, cu tot cu TVA. Prin comparație, cei de la Palatul Victoria au consumat doar 148.000 de kW în luna martie a acestui an, comparativ cu luna martie a anului trecut, când au avut un consum de 148.000 de kW a fost consumul anul trecut, iar anul acesta de 127.000 de kW. Deși au redus consumul în acest an, factura este mai mare, adică de 125.000 de lei pentru luna martie a acestui an, față de luna martie a anului trecut, când era de 94.000 de lei. Așa cum vă spuneam, deocamdată cei de la Palatul Victoria nu au primit facturile pentru a-și achita datoriile la energia electrică. Alex Vlădescu, mulțumesc și vă prezentăm și răspunsul oficial al guvernului în aceste momente și spune așa guvernul în acest răspuns. Valoarea ultimei facturi la energie electrică a fost de 125.316 lei plus TVA, aferentă lunii martie 2022. Ulterior, furnizorul de energie electrică fiind înlocuit cu Hidroelectrica, iar acest furnizor de energie electrică nu a emis încă facturile de consum pentru perioada aprilie-septembrie 2022. În legătură Skype alături de noi este Bogdan Badea, directorul Hidroelectrica. Mulțumesc pentru intervenție. Senatorul Daniel Zamfir și europarlamentarul Gheorghe Falcă. Mulțumesc tuturor invitaților. Aș începe cu dumneavoastră, domnule Badea. De ce nu a primit guvernul facturi de 6 luni? Bună ziua! Așa cum știți, începând cu 1 aprilie a intrat în vigoare ordonanța 27, care a adus modificări semnificative în ceea ce privește sistemul de facturare. Din perspectiva Hidroelectrica, pe lângă necesitatea adaptării la noile schimbări legislative care presupun modificări în infrastructura software, noi suntem într-un proces de digitalizare a întregului sistem informatic pe partea de facturare, care să fie capabil să gestioneze afluxul foarte mare de clienți din ultima vreme. Astfel încât cele două cauze fiind suprapuse au generat anumite întârzieri în emiterea facturilor. Suntem în acest moment într-un stadiu avansat de implementare a noilor soluții informatice. Probabil că în următoarele maxim 2 luni de zile se va migra pe noua soluție informatică, timp în care se vor recupera și întârzierile privind facturile neemise până în prezent. Domnule Badea, și-a plătit guvernul anticipat? Pentru că ne zic oficialii din România, în speță Autoritatea Națională de Reglementare în Energie, că dacă nu primim facturi, așa îi sfătuiește pe români, să plătească anticipat ca să nu se taie curentul. A plătit guvernul fără factură să vă vireze niște bani în cont pentru curentul consumat sau nu? Ceea ce vă putem spune despre clienții noștri este că în situația în care nu s-au emis facturi o anumită perioadă de timp, pentru că a fost necesare, cum spuneam, adaptarea sistemelor informatice la modificările legislative și, cum bine știți, inclusiv la Ordonanța 27 emisă în aprilie, au mai apărut în Parlament anumite modificări care, iarăși în luna iulie, au generat necesitatea emiterii facturilor într-un fel prima jumătate a lunii și în altfel în a doua jumătate a lunii. Acum, iarăși, în septembrie avem noi modificări. Deci a plătit, domnule Badea, guvernul ceva sume anticipat fără să primească facturi sau nu? Nu există o astfel de practică de a se plăti totuși anticipat. Ceea ce se poate, din punctul nostru de vedere, și am anunțat și anunțăm și pe această cale, este că acolo unde, odată cu reluarea în mod normal a sistemului de facturare, clienții se vor situa în imposibilitatea de a plăti facturile, se pot face reeșalonări, astfel încât, fără niciun fel de penalități, astfel încât să se corecteze și să se rezolve problema de ambele părți, astfel încât să nu existe niciun fel de vârfuri de plăți în anumite momente care să genereze o problemă de cash flow, mai ales în special în cazul clienților non-casnici, cu consumuri mari. Domnule Badea, câți consumatori casnici sunt în situația guvernului?
La consumatorii casnici suntem mult mai avansați, facturile se emit în această perioadă, suntem în prim proces de facturare, astfel încât probabil că undeva la sfârșitul lunii noiembrie facturile vor fi la zi. De ce în cazul consumatorilor casnici facturile au putut fi emise și în cazul consumatorilor de tipul guvern, de tipul guvernului, după modelul guvernului, nu s-a putut acest lucru? La consumatorii casnici procesul a fost informatizat ca urmare a liberalizării pieței la momentul 2021, când la fel a fost un aflux uriaș de clienți într-o perioadă foarte scurtă de timp între Crăciun și Anul Nou, ne amintim cu toții, și atunci au fost câteva luni de zile în care au fost probleme cu preluarea în portofoliu a clienților. Ulterior, tot acest flux a fost robotizat astfel încât să facă față la un aflux din ce în ce mai mare de clienți. Iarăși în septembrie avem o astfel de situație, dar suntem deja pregătiți pe zona de contractare. Ceea ce vă spun este că în zona clienților non-casnici sunt foarte multe locuri de consum. Mare parte din portofoliul pe care îl avem în acest moment, peste 2,5 terawatt de energie comparativ cu 0,5 în cazul clienților casnici, sunt în zona de non-casnic cu sute de locuri de consum. Acolo lucrurile sunt un picuț mai complicate, însă, așa cum spuneam, în următoarea perioadă toate aceste probleme se vor rezolva. Imediat, domnule Badea, modificări legislative. Imediat o să ne spuneți și cum s-ar putea plăti facturile, cele care vin multe deodată, 5 la număr, în rate. Însă vreau să vă întreb, domnule Falcă, pentru că PNL deține portofoliul de la Ministerul Energiei, ce spune acest lucru despre activitatea guvernului, despre legile, ordonanțele date de guvern, având în vedere că, iată, Hidroelectrica n-a putut să emită o factură pentru guvernul României timp de 6 luni de zile. Asta e o responsabilitate a Hidroelectricii. Nu au... Păi, tocmai v-a explicat domnul Badea că au fost atâtea schimbări și atâtea situații neprevăzute încât au ajuns în această situație. Eu cred că e o situație tehnică pe care dânșii o să rezolve și nu necesită, să zicem, intervenția politică. Domnule Zamfir, cam cât de bine sunt făcute legile în România dacă furnizorii nu mai știu cum să trimită facturi? Păi, acum, sincer, ce spunea domnul director Badea e întemeiat. Evident, în schimbările astea atât de rapide de la Ministerul Energiei, evident că e foarte complicat într-un timp atât de scurt să faci aceste modificări. Dar vedeți, doamna Porumbel, ce se întâmplă dacă nu pregătești legile când te gândești să faci pe ei aceste măsuri de compensare. Da? Trebuie să discuți cu furnizorii, trebuie să discuți cu producătorii, trebuie să discuți cu toată lumea. Ori dacă legile, că doar am văzut cum s-a întâmplat, de la Ministerul Energiei, ordonanța respectivă a venit fiind făcută într-o noapte, nediscutându-se cu oamenii ăștia. Și atunci evident că apar aceste situații, toată lumea e bulversată, nu știe cum se aplică și așa mai departe. Apropo de acest lucru, domnule Badea, vreau să vă întreb. Există această informație dată chiar de Ministrul Energiei Virgil Popescu să nu fie aplicate penalizări și să plătești facturile acele acumulate eșalonat. Spuneți-ne cum facem acest lucru, să plătim facturile multe venite o singură dată în rat. Facturile vor fi emise pe fiecare lună în parte, deci vor fi facturi separate. În situația în care se dorește reeșalonare, se solicită acest lucru de către fiecare consumator și pe baza solicitării se agrează cu colegii noștri de la Departamentul de Furnizare calendarul de eșalonare. Mulțumim, domnule Badea, pentru... Este o procedură simplă, am aplicat-o și până acum, nu sunt niciun fel de probleme. Mulțumim, domnule Badea, pentru intervenția la Decisiv. Mergem mai departe.